Hei, salut, prieteni! Ne-am trezit și noi, am mâncat, am băut o cafea și acum mergem la niște cumpărături. Ne-am răzgândit momentan, nu mai mergem la cumpărături, întâi mergem să iau și eu actele alea ale telefonului de acasă, pentru că tot sunt în zonă la Ana. Mâine dimineață o să mă duc pe la Samsung să văd, să-i întreb de sănătate. Și apoi o să mergem la cumpărături. Ziceam la radio că sunt niște băieți care sunt îmbrăcați ca niște bancheri, care protestează, că au credite în franci și vor să se bage legea asta cu darea în plată a casei. Și uite, am dat peste ei acum, ne întoarcem spre Ana și am dat peste ei. Nu știu cât din protestele astea sunt pe bune sau sunt orchestrate politic. Gata cumpărăturile, suntem plini de apă și acum mergem să mâncăm, că ne e o foame la amândoi de... vedem verde deja. Și ne punem să facem niște clătite cu Nutella, dar înăuntru, să vă arăt. Deci vreau cu Ana la casă în magazin, că am luat o grămadă de bidoane de apă. Sunt ambalate așa câte două. Și am zis, mai bine facem ca pe pepene și alea, deci facem pe toate câte una, câte una. Tu te duci sus la etaj și eu le arunc, că stă la 1, de acolo, sus. Și ea zice, no, nu poți să arunci un bidon până la 1, e departe. Și vreau să vedem acum, să testăm dacă pot să arunc un bidon sau nu. Și am să-l arunc așa și o să-l prind tot eu, să vedem dacă pot să-l arunc. Da, da, strică mașinile. Am uitat să filmez, am plecat, am fost până la magazin să mai luăm niște semințe, una alta, și am pus telefonul, uite acolo pe capot, cred că se vede, uite acolo unde am șters. Am luat suportul ăla pe care îl pun eu în geam și am pus telefonul acolo. Hai să vedem cum se vede de pe capot. Proastă, nu ai unde să fugi, zi. Îmi facem niște orez cu fructe de mare. S-a pus Ana să facă pentru diseară niște orez cu scoici. Ia uite. Exact ce vorbeam zilele trecute cu GoPro pe mașină. Acum când am fost pe afară și am pus telefonul pe capot acolo în suportul ăla, băi, așa, am mers pe aici, prin spatele blocului, pe aceste străduțe de-astea, n-am mers prin trafic să fie lume multă. Toți să uitau ca la urs. Uite, ce or face băieții acolo cu chestia pe capot? Hai să am, dacă mergi prin trafic cu o cameră pe capotă, nu traversezi Bucureștiul cu ea, în posesia ta. Ia uite la camera, așa, nu mai uita la mine urât, că... Uite, o să uite, stau la spatele camerei așa, că stii zami. Uite la mine urât. Acum, să se întrebi cu frigul. Te frigi aici, la deci aici? Pe tine sigur te frigi, că tu ești. Clar, ia, sigur. Ia. Nu, eu. Mă aștept să fie mai top.
Amestec bine, șef? Acum peste alea am pus niște apă. Nu știu care e rețeta, e rețeta Luana, dar vedem ce iese. Și acum ce că trebuie să dea în foc și o băgăm la cuptor vreo 6 ore. 20 de minute. Gata, asta e. Ia. Da bine, asta mai pe seară, că am mâncat mai devreme pulpe. Ne punem să facem clătite. Sunt a gust exact ce trebuie. Parcă mai bune decât dacă ai pune Nutella așa peste ele. Cam atât pentru azi. Terminăm și noi clătitele astea. Am început să facem de alea normale, numai că durează prea mult să faci cu Nutella așa și oricum ne-am făcut pofta. Am editat toată ziua bucată cu bucată. Mai am să pun bucata asta. Îi dau render și eu în timpul ăsta o să mă uit la meci. E Dinamo Astra. Meci pentru disputarea locului întâi. Așa că e toată lumea fericită, eu mă uit la meci. Vlogul apare mult mai devreme, ca de obicei. Cu o zi de lucru mai devreme. 8 și cu 8. 16. Ce, nu l-am pus la 4 vreodată? Și mai târziu. Întrebarea de astăzi este: care este desertul vostru preferat? Nu uitați să-mi lăsați un like, o sugestie dacă aveți și să vă abonați dacă nu sunteți abonați deja. Ne vedem mâine. Pa!